Un cuplu care a sărbătorit luna de miere din Mykonos, insula bogați din Grecia, a trezit cu o notă de plată improbabilă, într-un loc cunoscut pentru sfaturi oferite turiștilor. Canadienii Alex și Lindsay Brin au primit o notă de plată de 400 de euro la The Cowyster Bar, după ce au luat o mică gustare. Au comandat o bere, un cocktail și o duzină de stridii, apoi au trebuit să apară bine în buzunare pentru a plăti totul. Lindsay a spus că ceva nu a simțit bine de la început, pentru că au avut doar meniul de băut, dar fără preț. Alex nu a primit o notă de plată efectivă, dar a fost dus la un birou pentru a plăti, iar când a cerut să primească o notă de plată detaliată, îi au arătat ecranul computerului, care se afla în greacă. Cu siguranță a simțit intimidat și este cel mai simpatic tip, prin urmare, chiar dacă factura ar fi dublat, probabil că le ar plăti pentru a evita orice problemă, a spus Lindsay. Înrucât au fost aleși cu nota de plată astronomică, o stridie costă 29 de euro. Am mers la bar cu stridii pentru a mânca și a bea ceva. Au spus imediat, vrei stridii? Erau foarte încrezători. Am spus da și serverul a spus, o duzină. Așa că am spus da, pentru că o duzină este o comandă tipică. Soțul meu a comandat o bere și a cerut un meniu de cocktail. Când am terminat stridiile, a încercat să ne facă o pulpă de crab și, mulțumim domnului, nu am făcut-o. El a spus, știți ce ar funcționa foarte bine cu aceste stridii? Picioare de crab. Vreau să vă aduc ceva. Și am spus că nu, am vrut doar o gustare rapidă și un pahar. Soțul meu a dus la toaletă și când a întors, a crezut că a văzut un meniu în interiorul care a spus că este 29 de euro pe stridii și am spus că nu poate. Am mâncat deja stridii, așa că am gândit, Doamne, în care am intrat, a spus tânăra. Grecii taverne au continuat să ofere alte produse pentru a crește nota de plată. După ofertă cu picioarele de crab, de fapt un alt sfat pentru cultivarea notei, serverele spațiului au încercat cu bomboane. Băiatul a întors cu un cărucior uriaș al deșertului și a spus, deci, desigur, avem un tort astăzi și a început să punem diferite deserturi pe masa noastră și am spus că nu vrea ei și a început să se supere. Deci au pus presiune pentru ca oamenii să dureze mai mult timp. În timp ce refuzăm ceea ce încerca să ne ofere, a fost din ce în ce mai frustrat. Când eram gata să plec, am dus la toaletă și am pus soțul.